Scandal uriaș în hotelul unde era cazată Anda Adam. Artista ar fi fost implicată într-un conflict uriaș în urmă cu puțin timp. La fața locului s-a intervenit de urgență. Primele informații despre incident. Vacanța Andei Adam ar fi fost compromisă în această după-amiază. Asta deoarece la hotelul din Poiana Brașov, unde se afla cântăreața, a izbucnit un scandal de zile mari. Spinus a aflat în urmă cu puțin timp că artista s-ar fi luat la ceartă cu o altă turistă în hotelul unde era cazată împreună cu partenerul ei și fetița ei. Se pare că întregul conflict ar fi pornit din cauza copiilor, iar spiritele s-au încins imediat, astfel că a urmat și o altercație. Potrivit surselor noastre, Anda Adam și una dintre turiste s-ar fi luat la bătaie, iar în urma conflictului vedeta ar fi fost chiar rănită. Artista ar fi fost zgâriată pe față. Se pare că artista ar fi fost zgâriată pe față de către femeia cu care a avut altercația. La fața locului au ajuns și rudele femeii cu care artista a început scandalul, iar lucrurile au degenerat. Poliția a fost chemată de urgență la fața locului pentru a calma spiritele.